poartă banderola de capitan al echipei și în această seară, Darius Olaru. De cealaltă parte, Feridican s-a gândit să înceapă cu Răzvan Sava între buturi, în apărare patru jucători: Cristian Manea, Matia Boben, Matei Ilie și Ali Abeid, trei jucători în linia mediană: Durel Avunu, Kader Keita și Carlo Muhar, alți trei jucători în față: Ciprian Deac, cel care poartă și banderola de capitan al echipei, Daniel Bârligea și Filip Otele. Bineînțeles, avem și rezerve, este și normal să se întâmple acest lucru. Pentru bucureșteni avem o bancă de rezerve destul de, hai să spunem, restrictivă. Puțin jucători înscriși: de Ilias Haralabus, portarii Mihai Udrea și Andrei Vlad, jucătorii de câmp Joixim Daua, Denis Haruț, Nana Antui, Andrei Pandele, Baba Al Hasan și Eduard Rada Slavescu. Să remarcăm faptul că bucureștenii au mai ales jucători defensivi pe banca de rezerve, o singură soluție cu un potențial ofensiv, Eduard Rada Slavescu, dar mă întreb cât de mult poate conta Eduard Rada Slavescu în condițiile în care, ne aducem aminte, etapa precedentă, el a fost înlocuit foarte, foarte rapid, ceea ce cu siguranță i-a afectat într-o măsură destul de mare moralul. Să vedem, poate și-a revenit pe banca de rezerve a clujenilor, tot doi portari, Otto Hindrich și Cristian Bălgrădean. La cei 36 de ani, Bălgrădean pare să reprezinte în continuare o soluție pentru postul de portar și cred eu că se pregătește pentru a prelua rolul de antrenor cu portarii în staful tehnic al formației clujene, probabil din noul sezon 2024-2025. Clujenii mai au pe banca de rezerve și fundașii Anton Cresic, Alan Osi, Mario Camora și Vasile Mogoș, mijlocașii Robert Filip, Alin Fica și Omar El Kaduri și înaintașii Peter Michael și Valentin Serebe. Așadar, bancă de rezerve completă pentru clujeni, bancă de rezerve șchioapă pentru bucureșteni, încă o dată doar 8 jucători pe bancă nominalizați de staful tehnic al formației bucureștene, care, iată, este în ofensivă, au în acest moment o oportunitate interesantă, oamenii lui Ilias Haralabus, o lovitură liberă de pe partea stângă, pe direcția de atac a formației vizitatoare cu Florinel Coman. Florinel Coman, jucătorul despre care s-a spus că s-a hotărât în cele din urmă să plece de la FCSB. Adevărul e că a sosit și cazul. Florinel Coman, 26 de ani, cred că este la vârsta la care poate să încerce să evolueze într-un campionat, dar într-un campionat mai bine cotat decât Superliga României. S-ar pregăti Florinel Coman de un transfer în Qatar. Acum, dacă dorește să achiziționeze... Salut băieți, salut, salut Șerban, salut Ionu, salut Petrișor, salut Lachi, salut George, salutare tuturor, ce faceți? Dacă dorește pur și simplu să facă bani, da, Florinel Coman se poate gândi și la un transfer în zona... Ce fac băieții? Dacă totuși se gândește la viitorul său fotbalistic și mai ales ia în calcul și ceea ce se întâmplă în acest moment în Orientul Mijlociu. Ce finală, Ionuț? Champions League? Asupra țărilor și competițiilor sportive, evident, și fotbalistice care se desfășoară în zona golfului, poate că se mai gândește. Oricum, din punct de vedere al maturității fotbalistice, la care, vrând nevrând, pentru că timpul trece și nu iartă pe nimeni, Coman a ajuns, să remarcăm faptul că în acest... Manchester City. După 30 de etape, sunt regulat și încă 3, suntem în a patra de play-off. Florinel a reușit 16 goluri, e adevărat 3 din penalti, dar... Nu știu... decisive, așadar
S-ar putea și Atletico Madrid, să știi, stai să văd un pic, dar Manchester City cred eu că ajunge sigur. Manchester City o să ia tot ce se poate lua, o să ia și Premier League-ul. Arsenal a pierdut azi. Arsenal a pierdut astăzi, pur și simplu și-a bătut joc de toată munca. Nu mai aveau meci direct cu City, trebuia să câștige până la final și erau campion, dar asta e Premier League-ul. City cred că nu o să se mai încurce. Sunt prea buni. Și Guardiola e mult prea inteligent. Da. S-ar putea ca Barcelona să ajungă în finală. Barcelona sau PSG, zic eu, dar cred că finala o să fie City cu Barcelona. Asta cred eu că o să fie. Nu cred că va avea probleme City cu Arsenal sau cu Bayern München în două manșe. Mi-e greu să cred. Sunt foarte supărat că, nu știu, am impresia că țin cu cele mai proaste echipe din lume. A pățit ce a pățit Rapidul. Acum a pățit ce a pățit Arsenalul. Țin cu echipele astea mai... Ce faci, Ioana? N-am dat, că o să fie un live gen Weekend League, așa, ușor. Reacționăm la campioana României și la Cluj de la Calcio Padova. Așadar, iată încă o repartiere interesantă, ne gândim la goalkeeperul Cujeni. Încercăm să jucăm cu Puskas, deși Werner mi se pare mai bun. Cornerul pe care bucureștenii l-au ținut încă nu a fost, dar nu. Rodman, Diani. Ia să băgăm pe Rodman și Diani asta, să vedem cum e. De fapt, l-am pe Malen. Ia că-s curios cum e Rodman asta. Lorente ăsta oricum e degeaba aici. Și pe Diani să bagă în locul lui Kaká ăsta. În locul, da. Pare să se încingă, am văzut destul de mult fum, materialele ia, așa. Tehnice aruncate din tribună, am impresia din partea galeriei bucureștene. Știu, George, știu, e frustrant, bro, dar asta e. De înfumurată, nu merge înfumurată, o atmosferă plină de fum. Havertz nu e de Arsenal, e de Chelsea, bro, Havertz, da, așa e, corect. Mersi frumos, Șerbane, să treci, bro. Leverkusen este campioana Germaniei, nu știu dacă ați văzut. S-a întâmplat ceva istoric acolo. Trebuie să-mi schimbe echipamentul ăsta al lui Arsenal, că nu-i mai suport. Ionuț, cum ai și ce? La ce te referi? Ce s-a întâmplat acolo? Iată-l pe Răzvan Sava reușind să pună mâna pe minge la picioarele lui Octavian Popescu, cel care a performance mult. A încercat decarul FCSB-ului de preluare. A fost în preajma lui și Matei Ilie, apoi a intervenit foarte bine. Răzvan Sava și-a reușit să rețină balonul pe linia de fund. Revenind la ce s-a întâmplat în Premier League, Manchester City și-a făcut treaba azi. Cred că ai întrebat cum mai sunt. Nu? Sunt bine, sunt... Am stat azi cam mult în soare și parcă mă simt un pic mai moleșit, dar sunt bine. Mai întâi, cormoranii nu și-au revenit după acel duș extrem de rece, 0-3 cu... Au zis că nu mai vine Mădălin la echipă? Au mai picat câțiva. Nu-l mai lasă părinții. Și cormoranii păreau să fi lăsat impresia că
și-au păstrat energia și creativitatea pentru bătălia pentru titlul 2023-2024 în probabil cel mai frumos campionat din lume. Rezultatul de azi 0-1. Rezultatul de azi 0-1 cu Crystal Palace, dragi prieteni, puțin mai devreme am văzut Tita mai șutul lui Adrian Șut, minutul 12. Ați văzut că a pierdut și Liverpool și Arsenal. Așadar, cu un minut, acum am intrat. S-au neutralizat, băi, au făcut-o pe... Adrian Șut a făcut-o pe asta, pe City, campioană, frate. Pe City nu mai are meciuri grele. City nu mai are niciun meci cu echipe din top 5. De Răzvan Sava în zonă și portarul Cujenilor, dar cu greu ar fi putut interveni, cred că a fost accidentat și nu cred că îl mai lasă părinții, bro. Destul de bună și știm cu toții că un portar bun este și acela care se poate baza și pe barele porții sale. O primă șansă destul de bună pentru formația vizitatoare. Georgi, că nu-i cunosc, bro, dar te cred. Revenim la ce s-a întâmplat în Premier League. 0-1, Liverpool, Crystal Palace, Manchester City s-a bucurat pentru că, din păcate pentru ei, cormoranii s-au scufundat. Puțin mai târziu, în partida care s-a disputat de la 18:30 ora României, Arsenal și Aston Villa la egalitate până cu 5 minute înainte de final. Partida s-a... Ascultam ce zice comentatorul de Arsenal. 0-2, șoc și groază pentru fanii dinarilor care s-au trezit, iată, învinși. Villa a obținut 3 puncte uriașe în bătălia pentru locul de Champions League. Tottenham a fost spulberată ieri de Newcastle United. S-a speculat foarte mult despre prestația modestă a lui Nicky van de Ven, olandezul pe care toată lumea l-ar vrea înlocuit pentru a-i face loc lui Radu Drăgușin. Foarte interesant. Dacă nici acum nu scoate pe ăla van de Ven, ăla e rușine mare. Ce îi fac ăștia lui Drăgușin, practic îi strică cariera. Acum chiar ar trebui să-l bage pe Drăgușin. Ar trebui să-l avem fiecare dintre noi într-o doză cât mai serioasă. Cred că ne-am fi bucurat să-l vedem pe Radu Drăgușin. Din punct de vedere însă al profesionalismului unui antrenor adevărat și al unui club serios, știm că și atunci când un jucător gafează, nu sunt binevenite reacțiile de genul te-am înlocuit, te-am dat afară. Gol. Și, dragi prieteni, deschidere de scor aici în Gruia, Florinel Coman, nimeni alt. Pe care vă spuneam că a cam venit vremea să încerce să joace și într-un campionat străin. Reușește să deschidă scorul dintr-o lovitură liberă bătută impecabil, 22 de metri lateral stânga, ușor lateral stânga față de axul central. Bun e ăsta Florinel ăsta. E bun, bro, Florinel Coman ăsta e bun, bro. Ăsta trebuie să joace neapărat titular la România. Dacă nu-l bagă titular, România e de lău antrenorul ăla. De secundă întârziere. Nu văd. E foarte bun. Pentru a o împiedica să intre în poartă. 0-1. Eu tot ce sper să nu se ducă la Arabi, dar cred că acolo o să ajungă. 15, aș spune eu, vom vedea și cronometrul oficial al partidei ce ne va indica. Am mai văzut și în alte partide. Golul s-a marcat în primele secunde ale unui minut, se spune, dar în cele din urmă a fost consemnat în minutul anterior și, într-adevăr, cronometrul oficial al partidei ne spune că Florinel Coman a deschis scorul pentru FCSB. Ia că poate îmi dădeam autogol. A fost o lovitură liberă acordată corect de Sebastian Colțescu,
O intervenție la picioare a lui Matija Boban. A protestat fundașul central al gazdelor. A venit și capitanul Ciprian Deac să protesteze lângă Sebastian Colțescu. Eu cred că decizia arbitrului de centru a fost corectă. Lovitură liberă. Pușcaș! Transformare impecabilă reușită de Florinel Coman, care, iată, ajunge la al 17-lea gol stagional și care confirmă, dacă mai era nevoie, faptul că se află într-o formă foarte bună și într-un sezon care... Florinel ăsta, Coman a luat titlul aproape singur, frate. ...vârf al carierei sale. Revenind la ceea ce spuneam, vorbeam despre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin. Ange Postecoglou a hotărât să îl mențină în teren pe toată durata partidei pe Michy van de Ven. Au fost trei greșeli uriașe pe care le-a făcut fundașul central olandez. A fost, dacă vreți, una și jumătate. Celelalte două goluri la care... Celălalt gol și jumătate, ca să... Salut, Paulică, ce faci, fra? La care putea să fie bănuit, care avea o responsabilitate van de Ven, fiind și rezultatul unei prestații neinspirate a colegilor din defensivă, Cristian Romero, în primul rând, colegul său de linie, care, cu care s-a sincronizat cu destul de multă dificultate. Una peste alta, revenind la bătălia din Premier, Manchester City a luat o opțiune serioasă și cred eu că nu numai pentru bătălia pentru titlu în Anglia, ci și înaintea returului cu Manchester, cu Real Madrid, un retur pe care îl veți putea urmări de miercuri seară în direct pe Fresco.ro în comentariul colegului Sorin Mățăoanu. Dacă îi bate pe Real Madrid Manchester City, ia tot anul ăsta, tot. Acel 3-3 spectacol event cu care cetățenii au plecat de pe Santiago Bernabeu. Recapitulăm, dragi prieteni, apoi ne întoarcem în Gruia. City Luton 5-1, 73 de puncte pentru City. Liverpool Crystal Palace 0-1, 71 de puncte. Nu știu, Ionuț, la ce ore? Arsenal Aston Villa 0-2. Încerc. 71 pentru Arsenal. Arsenal având avantajul golaverajului în fața formației lui Jurgen Klopp, iar lucrurile par să se complice destul de mult în bătălia pentru evitarea pentru câștigarea titlului, da, și pentru și în bătălia pentru evitarea retrogradării în Anglia, lucrurile par să... Ferenc Puskas. Asta cred eu că face Premier League. Merge un campionat spectaculos, probabil cel mai spectaculos campionat din lume în acest moment. Revenim în Gruia, acolo unde, după reușita de senzație semnată de Florinel Coman, așteptăm replica ceferiștilor clujeni, o replică însă care pare să întârzie. Nu-i văd deocamdată pe oamenii lui Feri Dican capabili de foarte multe. Iată totuși că țin să mă contrazică aceștia și am avut un balon aruncat în careul vizitatorilor acolo unde Daniel Bârbigea a încercat să preia, să-l preia de lângă Vlad Chiricheș. Vlad Chiricheș însă, un jucător a cărui experiență și-a spus cuvântul, s-a vorbit zilele trecute și despre posibilitatea ca Vlad Chiricheș să revină în echipa națională pentru turneul final Euro 2024. Așa e, Anuț, așa, tăt. România evoluează într-o grupă alături de Belgia. Cred că pentru belgieni Euro 2024 ar putea să fie, cel puțin pentru această generație, o ultimă șansă de a obține un trofeu major. N-are nicio șansă Belgia. Sigur ar mai fi și Ucraina, o echipă care are cu siguranță foarte multă ambiție și dacă este să ne gândesc la modul în care echipa de tineret a Ucrainei a jucat cu echipa noastră de același nivel, da, semnele nu cred că sunt foarte bune. Pe de altă parte, dacă mă gândesc la victoria pe care echipa feminină de tenis tocmai a obținut
fața Ucrainei, trecând de la 0-2, o răsturnare spectaculoasă de scor, 3-2 și calificare la turneul final. Billie Jean King Cup, poate că, deși fotbalul tenis, tenisul nici atât, poate și avem și fotbal tenis. Da, dar uite, acum sâmbătă eu cred că era nevoie. Paul, mă lup la Weekend League, frățiorul meu. Ascultă aici meciul. Ai rezolvat? Da, am rezolvat cât de cât, dar nu... Ci că trebuie să stai 2 ore, să nu stai acolo. Acum, că am dat cu spray, dar... Faza e că... Na. Mâine trebuie spălat pe jos neapărat parchetul și înainte să-l pui pe Tudor pe jos. Am dat un pic și... prin mijloc acolo mai erau așa niște respăla parchetul și să nu-l punem pe canapea. În primul rând există o dominare ușoară, e drept, dar o dominare teritorială pe care o exercită statul unde? Statul? Pe de altă parte orice s-ar spune lovitura. Da, nu deschid pachetele, le păstrez, că n-are, nu deschideți pachete, n-are niciun sens să deschideți pachete acum. Nici nu merită. Ține Paul pachetele pentru săptămâna viitoare, că apar promoții șmechere, rău. Vine Team of the Season, bro. Ăla e șmecher, rău, Team of the Season. Gen, îți mai șmechere ca toti pachetele. Păstrăm orice pachet, bro. Că vin pachetele mișto. Vine perioada în care toată lumea o să-și facă echipă faină. Dacă insiști un pic, poți să ai cam orice card. O să fie fain, o să fie fain. O să ne bucurăm de carduri frumoase, o să vezi. Paul. Vine o perioadă în care... Nu trebuia să deschizi, fra. Da, las, că o să tot fie. Probabil știe că dacă pleacă neînvinsă, nu mai spune, dacă pleacă victorioasă de aici, de pe Constantin Rădulescu, Dr. Constantin Rădulescu. Sunt doar gol și în for, nu e absolut nimic acum în pachet, adică nici n-are nimic, gen nimic, n-are ce să spice, fra. La finele acestui sezon și de a se pregăti pentru participarea în UEFA Champions League 2024-2025. Acum... aș atrage totuși atenția formației bucureștene, dacă formația bucureșteană, generic vorbind, ar ține cont de ceea ce îi spun, să nu calce pe urmele dinamoviștilor care s-au pregătit și ei la un moment dat. Bă, dar ce părere aveți ce a făcut ăsta Hațegan la Iași cu Dinamo? Bă, ea l-a omorât pe ăla Nada Roșu. A dat gol Dinamo în minutul 94, frate. În ce meci important pentru salvarea de la retrogradare? La 0 cu Ieșenii lui Toni da Silva, după un meci în care Dinamo a avut mai bine de 70 de minute un om în plus, aici ar trebui să le întrebăm pe arbitrul Hațegan cum a judecat eliminarea, cum a judecat la eliminarea jucătorului Ieșan, apoi în fază cum a judecat astfel încât de dinamovistul care mamă pușcaș a rămas totuși pe teren în condițiile în care adversarul său a fost transportat cu ambulanța la spital puțin mai devreme. Botoșan Ilian Mbappé numărul 1, o victorie de senzație 4-1 în fața Craiovei. Merita roșu, bro, și a mai și dat gol în minutul 93. Măcar de se termina egal, era cât de cât mai echitabil cumva, știi? Dar gen meci de coșmar pentru Iași, adică gen meci de coșmar, mai ales dacă retrogradează, gen să retrogradeze așa, e urât. Mie după meciul ăla îmi vine să nici mă mai uit la Liga 1, zic sincer, deci așa probleme de arbitraj, așa meci important. Gen, dacă ăla nu-i roșu, care mai e roșu, fratele, nu?
pune pe Craioveni într-o poziție inferioară în clasament, cu șanse destul de mari de a termina pe un loc direct retrogradabil. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în etapele următoare. Dinamoviștii întâlnesc în următoarele două runde Botoșaniul și, ați ghicit, Craiova. 1948, soarta le este în propriile crampoane, dacă pot spune așa, și vom vedea dacă bucureștenii vor izbuti să își asigure măcar prezența la un loc de baraj. Să remarcăm că lupta pentru evitarea retrogradării s-a încinsă foarte, foarte mult în Superliga României. Și revenind la ceea ce se întâmplă în Cluia, iată, după 27 de minute și un pic din această primă repriză, de fapt din această partidă, avem un joc dominat teritorial de formația vizitatoare, cu încercări, aș spune, ușor dezarticulate ale gazdelor de a construi atacul în jumătatea de teren și în preajma careului bucureștenilor. Rămâne așadar 1-0 pentru FCSB după reușita sa de Pușcaș. În minutul 15 din lovitură liberă, n-aș zice că joacă în acest moment cele două echipe care se află pe pozițiile 1 și 2 în Superliga României. Joacă două echipe relativ bune, nu pot să zic că avem o calitate a jocului rezonabilă, dar... Dar tu, Ionuț, tu ești la Șercaia? Până departe. Și aș mai adăuga și faptul că la cum s-au întâmplat... În alt. Tu te duci la Șercaia, Ionuț? Acolo joci? Mamă, ăsta are 99 la penalti, Vidici. De a încheia în postura de câștigătoare. Da, și Hagi. Acestui sezon. Rămâne de văzut însă dacă vor avea clujenii argumente ca să mă contra. A ieșit. Aoleu. Dar rămase din prima parte, respectiv în repriza secundă, pe care desigur o avem la îndemână cu toții, jucători, spectatori, ascultători sau telespectatori după caz. Vă reamintesc, dragi prieteni, că ceea ce urmăriți în această seară pe flashscore.ro este un podcast pe care Flashscore vi-l oferă, flashscore.ro evident vi-l oferă, din Superliga României. Urmărim în transmisiune în acest podcast. Te bagă mister? Stadionul Dr. Nu, eu nu mai rămân în Liga 4, orice ar fi. Așa că vedem. Ultimul sfert de oră al acestei prime repriste și oaspeții. Cred că s-a blocat asta. S-a stricat banda. S-a stricat banda. Nu mai rămân în Liga 4, orice ar fi. Ionuț. Clujenii încearcă să ofere și ei o replică de o intensitate cât mai bună, dar din păcate, cel puțin până acum, jucătorii pregătiți de Feridican... Pentru că nu mai vreau în Liga 4, gen, e mult prea greu pentru... Dar totuși dacă n-ai echipă și decât așa, să știi, e nașpa să pierzi toate meciurile, adică e penibil. Ați remarcat că se întâmplă ceva în Gruia. Octavian Popescu a angajat în careu, a reușit să șuteze, nu am impresia că a fost până la urmă David Niculescu, într-adevăr jucătorul venit la FCSB de la UTA. A fost angajat în care... Vai, de ce n-am dat shot? ...să preia mingea, a șutat înspre budurile apărate de... Înțelegi, Ionuț? ...dar mingea a fost deviată... Dacă n-am dat shot acolo, îmi dă el gol acum. ...și iată București, da, beneficiază de încă un corner de pe partea dreaptă.
pe direcția lor de atac, balon trimis foarte, foarte lung de Florinel Boman. Mingea a fost păstrată în teren de capitanul Darius Olaru. Ce rău a jucat meciul ăsta, bă, băiatul. Radunovic până acum. Și nu știu dacă știi, Ionuț, nu știu cine, unde o să merg. Dar vedem cine mă vrea cel mai tare, știi? Eu nu pot bro să-mi fac așa ceva, că nu am timp de așa ceva aici, n-am nicio șansă. Nigerianul s-a integrat foarte, foarte bine la Cluj și a câștigat locul de titlu. Unde să-mi fac? La mine în curte, unde să-mi fac? Și la Arad pentru Uta, dar se pare că prin transferul la Cluj, jucătorul aducă valoare formației din Gruia. Pasa foarte bună nu a fost din păcate ajunsă de Daniel Bârdigea, cel care, iată, are și el o prestație foarte bună, să remarcăm cele 11 goluri. Bum! Cele 5 pase decisive pe care tinerul atacant al CFR-ului le-a izbutit în cele 33 de runde disputate până acum în Superliga României. În continuare, jocul se desfășoară pe aceleași coordonate. Putem vorbi despre un echilibru relativ între cele două formații, cu un plus pentru vizitatori. Trupa pregătită de Ilias Haralabus este în avantaj și cred eu că se află și din punct de vedere statistic în avantaj datele pe care le avem la dispoziție după primele aproximativ 33 de minute și jumătate. Cercaia a câștigat vreun meci în retur? Pe ce loc e Cercaia, bro? O formație vizitatoare care a dominat teritorial desfășurarea acestei partide, 54-46% raportul posesiei. Mult mai evident este însă situația în ceea ce privește șuturile la poartă, respectiv pe spațiul porții, 6-1 la șuturi la poartă, 2-0 la șuturi pe spațiul porții, dar iată, a venit și primul șut pe spațiul porții, expediat de formația gazdă prin Filip Otele în minutul 35. Otele a urcat pe partea stângă, a avansat către axul central al terenului și a șutat din apropiere. Ultimul loc? Gen fără victorie? Reținut la un metru în fața liniei porții de Ștefan Târnovanu, fără niciun fel de dificultate. Revenind la datele statistice, consemnăm egalitatea între cele două formații, cel puțin după 35 de minute, la un singur capitol. E vorba despre loviturile de colț, acolo unde cele două formații au beneficiat fiecare de câte două. Serios? S-au câștigat cu Ilen? Cât a fost scorul? Parcă mai periculoși și la cele două cornere pe care le-au avut. Clujenii, spuneam, o formație care pare să îl aștepte pe noul antrenor, deși cu toată seriozitatea și responsabilitatea vă spun, dacă aș fi Nelu Varga, sigur nu sunt, dacă eram Nelu Varga, nu aș fi povestit cu dumneavoastră în această seară, dragi prieteni, dar dacă aș fi Nelu Varga... Da, uite, sincer zic, meciuri mai strânse, mai echilibrate, știi ce zic? Sigur, nu e un antrenor spectaculos, nu e un antrenor spumos la conferințele de presă, nu e un antrenor care face show pe bancă sau la marginea terenului, este însă un om serios, un om care pregătește cu minuțiozitate, cu foarte, foarte mult. Liga 4 e grea, bro. Jocul echipei pe care o conduce și cred că este unul dintre antrenorii deveniți cumva pasăre rare la Maori Gică Hagi. Pușcaș. Ce golaț, Pușcaș. Que golaço do Brasil!
pregătirea tehnică a jucătorilor. Îl luăm pe Petrișor aici în chat, îl luăm patron, să investească mulți bani, că e milionar, și facem echipă de Liga 3-a. Dăm salarii imense. Ia zi, Petrișor, investești? Pe termen mediu sau lung, o formație capabilă să atingă obiective de performanță, fie că aceste obiective sunt menținerea în primul eșalon fotbalistic sau participarea într-o competiție fotbalistică europeană, câștigarea titlului eventual. Ei bine, nu prea mai avem astfel de apă, Alex. Seri Dican este unul dintre ultimii mohicani și de aia spun, da, probabil că Dan Petrescu este un nume scripitor, este un nume sinonim cu performanța, cel puțin în România, într-o bună măsură, dar nu știu de ce am senzația că dacă CFR Cluj va dori mai mult în viitorul mai apropiat... Ce ai șters, bro? Ca... Când m-ai întrebat de Ilen, de Șergaia sau ce? Că văd că ai șters ceva. Nici n-am văzut ce echipă are asta. Rezolvă această problemă, lovitură liberă de pe partea dreaptă. Vezi să vadă Mister, că mă chem la Șercaia, că de vede Mister, nici că nu mai vezi echipa. Penalti. Fuck. Vârful capului, probabil că am fi văzut mingea, cel puțin lovind transversala sau poate chiar intrând în plasă, minutul 39. Iar această ieșire hazardată dintre buturi al lui Ștefan Târnovanu ne spune de ce deocamdată goalkeeperul FCSB-ului reprezintă o opțiune secundară, poate chiar terțiară, pentru echipa națională a României. Târnovanu, un jucător care deja a acumulat suficient de multe partide în picioare, care are și jocuri internaționale, cred eu că mai are un pic de crescut în planul maturității și iată o șansă foarte bună pe contraatac a clujenilor. Un balon pe care Daniel Bârligea l-a preluat la 35-37 de metri în jumătatea de teren a oaspeților. Avansat, talonat însă acolo și a reușit să șuteze slab din 6 metri. Mingea a fost reținută de Târnovanu fără niciun fel de probleme. Așadar, o șansă bună pentru Clujeni. În minutul 38, capul lui Carlo Muhar peste poartă, după ieșirea hazardată dintre buturi al lui Ștefan Târnovanu. Acum un contraatac care l-a adus pe Daniel Bârligea în situația de a sprinta către buturile vizitatorilor, dar probabil că sprintul foarte, foarte intens pe care l-a realizat. Muzica a făcut Alex urât sâmbătă. Care Alex? N-am fost la meci nicio. Am fost plecat. Zi-mi și mie ce a făcut, ce s-a întâmplat. Aproape pe axul central al terenului, ușor stânga față de axul, ușor dreapta față de axul central al terenului, mingea s-a dus pe o traiectorie cam de 3 puncte, nu sunt sigur că a trecut printre proiecțiile barelor laterale, dar s-a dus peste poartă și rămâne, acum când am intrat în minutul 42, CFR Cluj, FCSB 0-1. Clujenii parcă au avut însă în ultimele momente mai multe încercări de a pătrunde vijelios către careul formației. Poți să zici, bro, că nu e multă lume. Poți să zici că suntem puțini acum în seara asta. E aici, că nu e... Am auzit că nu l-a n-a vrut să dea mâna cu antrenorul, nu?
Să nu dăm nume. Mi-a dat gol ăsta, ăsta joacă bine. Pe direcția de atac a gazdelor, minge bătută pe 6 metri, Carlo Muhar din nou se înalță, încearcă croatul să-și pună în valoare detenta pe care îi oferă gabaritul său, 1,90 m, lovește totuși mingea, talonat acolo Carlo Muhar de Adrian Șut. Adrian Șut și el un jucător destul de bine. Ce bine joacă asta. Aspectat din punct de vedere fizic, doar 4 cm în minus pentru Șut. Mă bat asta. Cum a încercat să îl incomodeze. Fuck. Muhar a lovit din nou mingea, din nou peste poartă și faza s-a încheiat fără să producă pericol la urea antrenorii. Deveniți cumva pasăre rare, l-am auzit cu toții pe Gică Hagi vorbind despre dispariția profesorului, dispariția managerului. Știm cu toții că antrenorii, cel puțin în România, Chioni, cu acest 1-0, modest, dar suficient, cele 3 puncte, cele 3 puncte sunt în acest moment în contul vizitatorilor și iată, am avut puțin mai devreme o ușoară nesincronizare. Alex, e cel blond cu batic? Valentin Crețu și... își pune banda aia, bentița aia? Te pup, Vali, ce faci, tati? Cristi Manea a centrat, a încercat Crețu să-i trimită cu cap. Dacă nu-i dau gol, un gol până la pauzul ăsta, ies, nu mai stă. Foarte bine poziționat, cel puțin în raport cu traiectoria pe care s-a dus mingea, nu a putut reține. Oricum, joacă bine asta. Corner, a fost corner pentru Dujeni, încă un corner cu Dujeni, încep să punteze la capitolul lovitul de colț, acum când am intrat în ultimul minut al primei părți, probabil că vom avea și un timp suplimentar. Joacă bine rău pe Ginola asta. Margine, Sobolcovaci din Carei, corner de pe partea dreaptă, din nou Târnovanu. Ce faci, Vali, fratele meu? Buturi, nu foarte precis în intervenția sa, până la urmă faza se rezolvă și... Ăsta-i golul care mă bagă în meci. Șansa unui contraatac, din păcate, pentru ei, zvâcnirea. Ce bun e Mbappé ăsta. Acestora a fost frânată de Octavian Popescu, care a întors mingea în către propriul teren, dar bucureștenii au rămas în jumătatea gazdelor și l-am văzut din nou pe Adrian Șut încercând să prindă o lovitură similară celei care a catapultat transversala. Zi, frățiorul meu, ce a... ia să văd unde mi-e. Scrie în privat că citesc, scrie pe WhatsApp, că mă uit acum. Lovitura liberă a lui Florinel Coman din minutul 15 a lovit și a bara, dar în interior și a ricoșat în plasă. Gol cu care bucureștenii sunt în continuare în avantaj. Bă, Vali, am fost ieri la Dino Park cu Tudor. Bă, deci era atât de fericit, nu mai avea aer. Deci o băga pe o poziție pe care nu putea să joace, o băga 15 minute și a început să urle că își dorește legitimația de față cu lumea. Ăla blond, o mică, cu bentiță. Sunt pase repetate între jucătorii lui Ilias Haralambus în propria jumătate de teren. Iar ăla mic, mă! Impresionat de siguranța. Bă, eu credeam că el abia vorbește, mă. Nu cred că a făcut așa ceva. Așadar, dragi prieteni, după 45+1, vrei pe bancă? La Cluj, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Și ce-a făcut coach? Ce-a făcut prin reușita semnată de Mister Florinel Coman în minutul 16 dintr-o lovitură liberă foarte frumos. Mo. Haideți să ne bucurăm de pauză și să ne reauzim. Salut, Leopardule! Salut, Teddy! Ce faci, fra? Hai că e pauză aici la... băieții ăștia la...
I-a dat-o, nu, joacă bine asta. Îl joacă bine rău pe Ginola. Bagă muncă. Bă, da, ce bun e Ginola ăsta. Ah, exact când am dat șutul, ce mult m-a ajutat un gol acum. Vai, m-a scos din joc. Ah, m-a spart. M-a spart. Bă, și am zis că poate revin, mă. Mamă, mi-a dat și scorpionul. M-a nebunit. Bă, urât dacă a făcut așa, dar el pe ce poziție se joacă? Funda stânga? Și pe ce l-a băgat? Te-am trimis vocal? Salut, Vlad, seară faină. E că nu pot să dau acum că se aude pe live. Ca la Pro Clubs, vai, jale, bro. E jalea. Dar mie nu vine scrie un copil micus, micus, bro. Care eu, gen, dacă vedeam că îi zice cineva ceva, mă luam de el, gen, îl protejam, știi? Nu vine scrie că a avut curajul să facă asta. E ca la Pro Clubs, da, dacă îi schimb poziția, face urât. Are tupeul, da, la 16 ani. Dar zi un pic pe ce poziție joacă și unde l-a pus să joace. Domnușor Eddy, tati, bagă somn. Lasă canterul. Bagă somn. Nu le dau toate, Șerban, nu le dau toate pentru că sunt multe și oricum nu deschid pachetele, că nu e promo. N-are rost să dăm toate meciurile, să oricum nu deschid pachetele, că n-aveți pentru ce să așteptați. Mai joc câteva și... Offside? Vedem mâine dacă intru, dacă nu le termin eu. Și săptămâna viitoare o să deschidem toate pachetele când intră promo, Team of the Season. N-are rost, acum chiar nu sunt șanse să pice absolut nimic. Bă, dar tot joacă bine, mă.
De Young ăsta trebuie să dispară. Cumva. Ce joacă ăștia, bă, băiatul. De-aia nu-i bine, mă, să ieși din meci. Uite, te dă numai cu monștri. Leole, îl cunoști pe Dorian Popa? Nu. Ce-i cu el? E fotbalist? Dacă nu e fotbalist, nu cred că îl cunosc, bro, eu sunt mai mult cu fotbaliști, cu asta. Păi, Vali, ești aici? Să-l bag pe Werner, mă, în loc de Pușcaș Furtună? Ce zici? Care credeți că e mai bun? Te pup, te pup, Ionuț, mersi că ai intrat, mersi de discuții. Mamă, fracturi craniene de gradul 1 în zona urechii, timpan spart, stare de amnezie și somnolență profundă. Haide-mi.
Poate să intre și în comă, frate. Dar ce a dat? Te-a dat cu capul, nu? Din spate, că așa am văzut pe filmarea de la, de la tine. Poate a considera că n-a dat intenționat, știi? Deși mi-e greu să cred. Doi, măi, cum a scos-o pe asta? E mai grav din spate, Petrică. Mai bine îl prindea din față. Din spate e mai grav, la creier, acolo, la ceafă, e jale. Gen la față, n-a prins să-ți rup nasul, alea, alea, da. Salut, Hagi, mă, încă mai la SBC, Radu. Gen până și în UFC sunt interzise loviturile la ceafă, în MMA. Că n-ai voie, îți dă la ceafă, te descalifică. Dacă îi dă după cap, știi? Și în box. Bă, dar nu mă duce capul ăsta, mă, frate. Doamne, mi-a dat când am dat cu partea goală, mi-a dat cumva peste picior. Păi, ți-am zis, trebuie să îl faci la SBC-uri, pe Hagi. N-am ce să mai mult de atât, adică ce trebuie să îl faci la SBC-uri. Nu știi cum să faci SBC-uri? În Ultimate Team, bro.
Salut, băie, salut, Daniel, salut, salut, Raul. Ca bătrânii, bro. Ce faceți? Abia am dat drum. Testez aici niște carduri. Daniel, diamantul roz, frate. Bă, Daniel, o rămas și el aici alături de mine, frate, de apreciat. De animal în pape. Mai băgăm pe Rodman asta. O formulă super ofensivă. Alergăm cu toți. Oricum, dacă legalez pe ăsta, mi-o bătaie în prelungiri. Da, fac și eu. Dar ați văzut cum am echipa? Nu mai am mijlocaș, nu mă atacanți, am în echipă. Facem teste. E că dacă e mingea la mine, e pericol. Gen, alerg cu oricine are mingea. E gata. Da, păi ești Chilian. M-a ajuns, mă. Puh, și-am dat gol. Rămân pe atac, da, hai, ce-o fi, o fi. Să nu pierd mingea acum. Ok, am dat gol. L-am întors. Doamne, cu femeile. Doamne, n-am nimic, n-am niciun mijlocaș, n-am. Mamă, și Ioana, membru de 20 de luni, frații mei. Am aici membrii grei, frate, care susțin acest canal, că fără voi nu mai eram eu aici. Mamă, ce l-am întors pe asta. Cu ce rezerve, cu ce schimbări, frate, gen. Incredibil. La șto l-am întors. Păi da, tu mai ai până la diamant roz, mai 4 luni până la diamant roz. 4 luni. Ia, mă, să jucăm și pe Mia, am asta.
Tu ai, tu te apropii de ăla albastru, cred că. Te apropii de ăla albastru imediat, Daniel. Eu așa că. Trebuie să mă uit, să văd. Mersi frumos de subscribe, Radu. I-a început meciul Clujul cu... A început, nu. Dacă mai scriu de 3 ori, trec în avantaj și la colaveraj. E-sports. Prin victoria pe care se conturează balanța în ceea ce privește... FIFA Mobile, Joker. Întâmplate aici în doctor, pe doctor Constantin Rădulescu din Gruia. Avem aici FIFA Mobile. Suficientă pentru a duce cele da, așa, un pic. La București, FCSB conduce în minutul 16. CFR Cluj, ce-i gratuit? Stai că nu știu. Același minut să revină în joc și să poată crea situații periculoase la... Salut, Joker! Oaspeților, o pasă foarte bună, puțin mai Hagi. Gazdelor, joacă în careu, îl angajează foarte bine acolo pe același Durel Avunu, care a preluat pe 6 metri, a pivotat Santos. Bună seara! A șutat din blocaj, iată momente totuși un pic mai bune ale Cujet. Ce, stai Vali, că n-am citit, nu-mi dau seama ce-i gratis, 94, care-i 94? Werner. Încă o ieșire dintre buturi foarte bună a lui Ștefan Târnovanu, ușor musculat, portarul oaspeților nu a reușit să prindă mingea. În cele din urmă însă balonul a fost cumva respins în afara careului și remarcăm acest start de repriză secundă care îi aduce pe Cujeni într-un prim plan ofensiv. Vidic, cât se face Vidic de 94 cu Evo? Spre buturile aparate de Răzvan Sava, mingea a fost blocată de Matei Ilie. Bucureștenii continuă să se afle în jumătate de teren. Se face de 92? Dar nu-l țin mult timp pe Vidic, bro. Pe direcția lor de atac. Momentan ăsta își face treaba, nu... Nu-l țin mult pe Vidic. Vine tot, vine. Bă, dar ce agresiv joacă ăsta, mă, frate, mă. În prima repriză mi s-a părut că bucureștenii sunt cât se poate de mulțumiți de acel avantaj minim pe care îl au. Încă din minutul 16 s-au mulțumit să își conserve acest avantaj printr-un joc care nu a mai adus momente periculoase la buturile gazdelor. Acum însă cele două echipe par să fi renunțat la ideea de a se apăra. Până la urmă știm că cea mai bună apărare este atacul. Eu testez cardul, bă, dar zic sincer că mie mi se pare Virgil van Dijk cu Ferdinand mai bun ca ăștia. Alex Ferguson, cel care spunea că atacul... Bine, Iașin e forță, oricum și Iașin se mișcă bine. Da, Virgil van Dijk și cu Ferdinand mi se pare incredibil. Lol, ce gol i-am dat la asta. Gazdelor în încercarea de a construi acțiuni de atac în terenul oaspeților lor. Minge jucată în flancul drept pe direcția de atac a formației pregătite de Ilias Haralabus. Mamă, ce mi-a citit dosarul. Ce mi-a făcut băiatul ăsta aici? A, ce mi-a făcut, băi, frate, bă. Ce mi-a făcut? Incredibil. Mi-a citit acolo și după aia... reușește să îl controleze și să scoate un out. Mi s-a părut destul de neinspirat Matia Bobet. În această seară, mi-a dat farfecă. Mai degrabă tânărul Matei Ilie să-i meci. Un jucător
super încins. Să se poată baza ceva mai mult una peste alta. Mi-a dat 3 goluri până în minutul 25. Cred că mai îmi dă. Îmi citește toate pasele, nu știu cum. Ia, mi-a dat craci, m-a spart. Ăsta îmi dă câte un gol la... Fai de mine și de mine. Într-adevăr, Anton Krešić, iată, intră în centrul defensivei clujene în locul lui Matei Ilie. Schimbare produsă în minutul 58, iar clujenii încheie faza ofensivă pe care a avut-o. Bucureștenii, scuzați-mă, încheie faza ofensivă pe care au avut-o printr-un șut expediat de Florinel Coman din colțul careului mare de pe partea stângă pe direcția de atac a formației vizitatoare de această dată. Mingea a fost... Ce mă batem ăsta așa? ...peste transversala porții lui Sava. Să vedem dacă cușenii vor avea replică și cât de periculoasă și mai ales cât de eficientă va fi aceasta. Iată o minge trimisă în careu, urmărire. Filip Otele a urmărit balonul. Am impresia că jucătorul nigerian s-a accidentat lovindu-se de un panou publicitar aflat în spatele porții lui Ștefan Târnovanu. Pasă în adâncime, Târnovanu a prins mingea. Am impresia că l-a ras un pic cu gheata. Otele l-am văzut însă pe jucătorul gazdelor sărind peste portarul vizitatorilor și încercând să le vină. Un gest de fair play. Nu cred că e contagro, dar are un stil care mă prinde pe mine. Când le dă pe sus pasele și eu stau cu apărarea foarte sus, știi? Și numai așa mi-a dat. Îi merge stilul ăsta cu mine. Încercat să respingă mingea, dar nu prea i-a ieșit. Din fericire pentru el și formația sa, faza s-a încheiat fără pericol suplimentar. 0-1 în continuare, acum când ne pregătim să intrăm în ultima jumătate de oră a partidei. Cine nu are PS Plus nu mai intri? Păi așa trebuie, sincer. Să intru numai pe PS Plus. La acest moment sunt superior formației Jene, era să spun formației campioane, aproape că am și uitat, dragi prieteni, că ediția precedentă, 2022-2023 a Superligii României, a fost câștigată de Farul Constanța. Nu știu dacă mai ține cineva în minte acest lucru. Farul a avut o prestație destul de ștearsă. E adevărat că la un moment dat constanțenii au părut să aibă șanse destul de bune de a prinde grupele UEFA Europa Conference League. Din păcate nu au putut să răzbească. HJK Helsinki a fost un adversar destul de tare. În cealaltă parte Sepp și Sfântul Gheorghe a dat peste o muncă cel puțin a fel de tare. Bodø Glimt, norvegenii și ei, o formație care poate că acum 40 de ani ne-ar fi stârnit zâmbete dacă vreuna din echipele românești ar fi întâlnit-o cu echipele europene. Acum însă să joci cu Bodø Glimt sau cu HJK Helsinki, dar cred că și cu Urartu poate să reprezinte o provocare destul de mare. Una peste alta, nici Sepp și nu a reușit. După am și ghinion. E foarte bună mea, am asta. Foarte bun. A evoluat în această competiție, în timp ce Farul, totuși, în calitate de campioană a României, ne-am fi așteptat să aibă un parcurs ceva mai lung și, evident, mai bun în calitate. Asta fiecare atac când dă gol. La o posibilă calificare
în UEFA Champions League. Rămâne de văzut ce va fi sezonul viitor. Sezonul viitor este unul care, dacă rezultatul pe care îl citim și acum pe tabelă, ne aflăm în minutul 63, CFR FCSB rămâne 0-1, va fi unul care, într-o proporție foarte, foarte mare, va aduce titlul formației bucureștene, dar asta nu cred că ne poate da motive de încredere legate de parcursul mai lung al viitorilor campioni în cea mai importantă competiție fotbalistică, interclubul la nivel european. Clujenii au revenit în jumătate de teren a oaspeților lor, încearcă să paseze undeva la aproximativ 25-30 de metri lateral. Acum, nu mi-a și nimic meciul ăsta. Caută un culoar pe care să trimită o linge în fața porții, vine până la urmă centrarea pe care o expediază Cristi Manea, dar mingea se duce la rădăcină. M-a zăpăcit. Unde este doar Ștefan Târnovanu, care o reține cu siguranță. Câtă vreme nu are de ieșit dintre bucuri și de prinse, boxat, generic vorbind, gestionat balonul. Târnovanu este un portar bun, totul este repet să nu fie nevoit să iasă din poartă și foarte interesantă fața de mai devreme. Filip Otele avansând pe partea stângă, centrând în careu, a încercat cu el Avunu să reia spectaculos, acrobatul spectaculos. Nu mai avem baterie. Golezului, dar inevitabil și foarte, foarte probabil ar trebui să-l vedem pe Feric Can făcând măcar două înlocuiri care să suplimenteze forța ofensivă a formației gazdă. Acum mă uit pe banca jucătorilor CFR și nu prea văd nume capabile să răstoarne din punct de vedere ofensiv situația. Nu știu dacă un Omar El Kadouri a reușit să aducă un plus de vitalitate ofensivei clujene, sau Peter Michael, atacantul nigerian venit din Finlanda, de la Fasa, a reușit la rândul său să facă ceva din acest punct de vedere. Să vedem dacă la urmă fecnica. Bă, dar n-ar trece, mă, frățiorul, mă. Pe ce pas a putut să dea asta? Gangezana, sudafricanul urcat în ofensivă, a încercat să reia periculos către buturile lui Răzvan Sava centrarea lui Tavi Popescu, surprinzător de liber în Gezana, la 4 metri de poartă, a reluat cu capul, dar peste transversala porții apărate de goalkeeperul formației gazde și rămâne, dragi prieteni, 0-1 CFR FCSB acum când suntem în minutul 67, practic la jumătatea timpului de joc al părții secunde. Ceva mai animată atmosfera aici în Duia de Dr. Constantin Rădulescu. Spuneam, cele două echipe parcă au mai renunțat un pic oaspeții
la, să spunem, o manieră de joc care să încerce să păstreze pe de-o parte avantajul minim pe care vizitatorii și l-au asigurat încă din minutul 16. Gazdele ceva mai curajoase, pentru că nu cred că un joc care să însemne doar echilibru în relația cu adversarul poate crea și situații periculoase la punctul de acestui joc din nou întrerupt. Florinel Coman a faultat, el apoi a fost faultat intrarea lui Ali Abeid, fostul fundaș stânga al celor de la UTA, ajuns la CFR Cluj, l-a stopat pe jucătorul care se pregătește să părăsească Superliga României și să evolueze în ce să le fac, bro? Qatar, rămâne de văzut dacă în cele din urmă transferul va fi și gândește-te că acum nu-i toți și joacă ăștia așa bine. Este cotat încă nu-i toți. Conform site-ului de specialitate Transfermarkt la 6 milioane de euro ar trebui și dorește și el ar trebui la un moment dat să se gândească să evolueze într-un campionat diferit de campionatul românesc. Încă o dată spun, pentru binele lui și pentru binele fotbalului românesc, al echipei naționale, dacă vreți, ar fi extraordinar dacă totuși Coman ar ajunge să... Bă, unde n-ai bandat eșer, mă, ești nebun la cap? Ceea ce înseamnă undeva într-un campionat care să însemne cel puțin Austria, cât mai la vest, cât la poate mai... Știam ce atâta lume în cea. Sigur, veți spune, am sărit Ungaria. Acum și campionatul maghiar este unul destul de bun, dar parcă Florinel Coman a ajuns la nivelul de maghiar și are performanță cel puțin în acest sezon care să-i permită o evoluție într-un campionat mai bine cotat. O nouă schimbare pe care o efectuează Feridican, sigur prima, intrarea lui Krešić în locul lui Matei Ilie a fost una, hai să spunem, obligatorie, pentru că Matei Ilie s-a accidentat, n-a avut un control Feridican. Am dat din greșeală, în loc să dau share pe... A ieșit ăsta. Auzi, în loc să dau share pe FIFA la grupul ăla al nostru Football Steel, am dat pe pagina mea de Facebook, nu știam ce naiba se întâmplă. Dar nu vreau să dau share pe Facebook, știi? Că intră lume de la muncă, de la, știi? Ce nebun sunt, frate. Am șters acum. Road to Madness. Din moment ce faza a continuat, foarte probabil nu a fost nicio problemă. Cel puțin nu a fost nicio problemă care să-l oblige pe Sebastian Colțescu să intervină și să dicteze lovitură de pedeapsă. Timpul începe să se scurgă, dragi prieteni, evident în dezavantajul formației condusă pe tabelă. E vorba despre simplu, pare tragi asta. Cluj, care, iată, pe lângă că nu reușesc să creeze faze periculoase la buturile lui Ștefan Târnovanu, mai trebuie să facă față și unor tentative de contraatac destul de tăioase ale jucătorilor bucureșteni. Deocamdată acest 1-0 venit în urma unei execuții într-adevăr de mare clasă reușită de Florinel Coman este suficient pentru ca bucureștenii să se gândească la ținerea tuturor celor trei puncte și cred eu că dacă vor izbuti acest lucru, vor lua o opțiune foarte, foarte serioasă pentru câștigarea unui nou titlu. După o pauză destul de lungă, nu mi-aduc aminte exact, dar cred că acum vreo 9 ani s-a fi fost ultima reușită pe care
bucureștenii au reușit-o, au putut să o obțină. Sigur că dacă a fost ultima reușită, probabil că au și reușit, dragi prieteni. Dați-mi voie să vă spun că pe fondul acestui joc, care fluctuează din punct de vedere al intensității sale, iată, l-am văzut puțin mai devreme pe Florinel Coman încercând să șuteze de la aproximativ 25 de metri central. Mingea s-a dus pe lângă bara stângă, mai apar și reușite de unii sau de ceilalți dintre jucători. Și apropo de reușite, un șut foarte, foarte puternic pe care îl expediază din marginea careului jucătorii lui Feri Dican, o minge pe care am impresia că a trimis-o Filip Otele. O minge, într-adevăr, care a creat emoții în marginea careului, presiune, momente de presiune maximă exercitată de jucătorii lui CFR Cluj, care trec prin Daniel Bârligea pe lângă două posibilități foarte bune de a restabili egalitatea. Bârligea din 6 metri a trimis, Târnovanu a respins cu picioarele, a mingea, a ricoșat la 9 metri. Din întoarcere, Daniel Bârligea a reluat de această dată pe lângă poartă și iată, într-adevăr, momente ceva mai bune pe care le discutesc oamenii lui Feri Dican. A fost mai întâi acel șut din marginea careului, Carlo Muha l-a expediat, apoi balonul a ajuns în interiorul careului formației vizitatoare, preluare, șut în Târnovanu, a respins foarte bine cu picioarele portarul oaspeților, balon ricoșat, iar Daniel Bârligea își trece încă o șansă, de fapt o dublă șansă de a înscrie, de a restabili egalitatea. Iar acum avem jocul întrerupt pentru că l-am văzut pe portarul oaspeților, acuzând o accidentare, a degajat mingea în săritură, Bârligea a încercat să-l blocheze, a căzut cu gheata pe piciorul de sprijin al portarului oaspeților, care a apărut să acuze o accidentare. Până la urmă însă nimic complicat și partida s-a putut relua, iar acum Darius Solaru șutează din 16 metri, minge pe care Răzvan Sava reușește să o respingă. S-a încins jocul aici în Gruia. Jeni încearcă din răsputeri să aducă mingea în preajma careului formației vizitatoare. Am intrat între timp în ultimul sfert de oră. Avantaj minim pentru FCSB după reușita semnată dintr-o lovitură liberă excelent executată de Florinel Coman în minutul 16. Jeni în încercările de a urca pe ofensiv lasă spații foarte bune pe care încearcă să profite oamenii lui Ilias Haralabus. Florinel Coman în urmă cu câteva secunde în colțul careului mare reușește să preia mingea, pivotează, șutează, dar Răzvan Sava a reținut în doi timpi. Meci în sfârșit mai apropiate de cele pe care le-am așteptat, având în vedere... Păi băieți, nu știu ce mai aici, după meci ăsta o să opresc și eu. Vorba despre o partidă care se întâmplă... Mine la muncă. ...echipele care ocupă în acest moment... Mă o să și la finalul meciului, la Cluj cu Steaua. Grupa de elită a Superligii României, deocamdată însă nu pot spune că partida s-a ridicat chiar la nivelul pe care l-am așteptat, deși ambele formații se străduiesc. Un plus evident pentru vizitatori care sunt încă o dată în preajma careului cujan. Florinel Coman o pasă la 20 de metri, era să spun un assist, dar prefer, dragi prieteni, să spun o pasă decisivă pe
care i-o adresează lui Darius Solaru, șut din 20 de metri, puțin peste transversală. Iar Feri Dican mută destul de spectaculos, trei schimbări, dacă nu mă înșel eu. Peter Michael îl înlocuiește pe Durel Avunu, îl văd și pe Cristi Manea părăsind terenul în locul său, intrând Vasile Mogoș și spuneam posibil să fie trei înlocuiri, să vedem dacă se produce și a treia înlocuire. S-ar putea să se producă o a treia înlocuire ca succesiune, pentru că, iată, Florinel Coman pare să... Băieți, noapte bună, v-am pupat. Valiu, Petrișor, care mai sunteți pe aici, Daniel, vă pup, bro. Pa, pa, pa.